O rubrică foarte interesantă și astăzi la Sfatul Specialistului. Vorbim despre clinici, despre terapii complementare, despre aparatură modernă. Tehnologia a avansat incredibil de mult și da, vine în ajutorul nostru atunci când ne dorim să știm totul despre trupul nostru. Alături de mine astăzi este un prieten, Bogdan Prăjișteanu. Bine ai venit, Bogdan! Mulțumesc pentru invitație! Am în minte câteva lucruri să te întreb. În primul rând, tu ai plecat dintr-o zonă de business mai focusat pe cifre, pe bani, pe nu? Și ai venit într-o zonă de business care, din punctul meu de vedere, este așa ce ar trebui să avem cu toții în minte, grijă de trupul nostru. Cum s-a întâmplat declicul la tine? E o poveste de viață, în primul rând, care cumva a împins lucrurile în direcția asta cu viteză. Acum 3 ani de zile, tata a suferit un atac cerebral și a intrat în comă și bineînțeles că am făcut toți pașii pe care am știut să-i fac la vremea respectivă ca să-i dăm primul ajutor. I s-au dat, a fost pus într-un spital privat și mai mult timp, aproape 3 luni, a rămas în comă, dar fără a vedea îmbunătățiri. Și a fost un moment în care am cerut permisiunea conducerii spitalului să pot să adaug și o valoare prin prisma relațiilor sau întrebărilor pe care le-am făcut în clubul meu de prieteni. Și așa am reușit să mă adâncesc în mai multe tipuri de terapii complementare, acupunctură, homeopatie, medicină vibrațională sau energetică. Până la momentul acela aveai legături cu zona asta? Singura mea legătură cu zona asta era că una din valorile mele era sănătatea și aveam grijă, adică întotdeauna am fost preocupat să o întrețin. Important este, doamnelor, domnilor, să înțelegeți că calitatea vieții este principalul lucru la care ar trebui să ne gândim cu toții, că ea depinde de ce facem fiecare zi la multe capitole, dar iată că vine în ajutorul nostru și tehnologia. Pentru că, da, scanările care se fac te ajută să înțelegi ce. Focusul nostru, în mod special, este legat de scanările electromagnetice, care adună zeci, sute de informații la nivelul organelor, la nivelul țesuturilor, la nivelul celulelor, pe care un medic le analizează și care îl ajută să se apropie de cauza care ar putea să apară într-un dezechilibru sau într-o boală. Nu, în egală măsură avem deja informații care vin din zona de analize de sânge, de biochimie, din care colectăm informațiile astea, dar de multe ori am avut ocazia să avem pacienți, clienți care să vină cu analizele de sânge și să zică că nu mă simt bine. Totuși, analizele arătând niște intervale de fluctuație normală. Deci am înțeles practic nevoia noastră de a adăuga informații suplimentare pentru a ușura cumva munca medicului de a se îndrepta către cauzele care... Cum se desfășoară în mare parte? În mare parte lucrurile sunt așa. Omul vine în clinică, are parte de un... de niște analize de sânge, deci se prelevează sânge, se analizează. În pasul 2 intră în scanările electromagnetice, sunt mai efectuate cu mai multe aparate, cu multe tehnologii care analizează datele. Și în pasul 3, dacă constatăm anumite dezechilibre mai adânci, le verificăm și cu zona de imagistică, în prima fază cu ultrasunete, adică ecografia clasică, care ne arată cumva partea fizică dacă s-a
a întâmplat un dezechilibru, sau dacă e cazul investigații mai în amănunt, rezonanță magnetică sau computer tomograf. Eu zic că cel mai important lucru este să încercați să descoperiți care este starea de sănătate sau care este starea pe care voi o aveți la momentul respectiv. Eu am în minte acest lucru de fiecare dată, să aduc în fața telespectatorilor mei lucruri cumva mai atipice. Iar asta este un lucru care la prima vedere pare atipic, dar el este normal și tehnologia avansată în așa măsură încât datele sunt foarte exacte. Absolut, pentru că sunt măsurători fizice. Intră și iese un curent, se măsoară niște valori, se evaluează. Practic, noi am învățat să citim aceste informații prin cursuri nenumărate pe care le-am făcut în afara țării, pentru că sunt niște tehnologii noi și în felul ăsta sper că acest mod de prevenție, acest mod de a te analiza să devină, dacă vreți, un mod de viață și nu neapărat să venim la analize când suntem foarte obosiți sau foarte stresați sau în genunchi. Bogdan, îți mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ai furnizat. Abia așteptăm să vedem restul lucrurilor pe care le-am filmat aici la tine. Cu multă plăcere, Florentina.